Salutare, prieteni! Discutăm astăzi despre audiențele Facebook și Instagram. Până atunci, mi-e spune Dumitru Talmazan, sunt specialist certificat Facebook, MBA executiv și de 6 ani de zile lucrez în domeniul digital comunicării. Mă puteți găsi în online talmazan.md, ASAP Digital Team, agenția noastră și școala de social media Talmazan School. Spuneam despre audiențe. Audiențele care fac parte din ecosistemul de comunicare a reclamelor și vreau să vă povestesc azi în câteva minute despre ce, cum și cât de utile ele pot fi. Audiențele le puteți găsi în contul de publicitate, care este ori cont personalizat, ori în contextul ecosistemului de business manager, care cu siguranță cei care fac publicitate înțeleg despre ce eu discut acum și înțeleg unde să găsească acest ecosistem. În caz că nu găsiți, puteți simplu și ușor să accesați pagina voastră personală de Facebook și acolo aveți un cont de publicitate. Iar în interiorul acestui cont de publicitate aveți audiențe. Audiențe avem de câteva tipuri. Avem audiențe personalizate, avem audiențe asemănătoare, avem audiențe speciale și audiențe salvate. Pe rând vreau să discut despre fiecare din ele. Prima audiență despre care vreau să vă povestesc este audiența salvată. Audiența salvată este audiența care voi trebuie și puteți să o folosiți în contextul de identificare a capacității de piață, spre exemplu. Dacă noi intrăm audiență salvată, din lista noastră de acțiune alegem audiență salvată, aici noi putem selecta țara, orașul, adresa, vedem capacitatea pieței. Eu, în general, folosesc această audiență pentru ca să îmi dau seama câți oameni sunt în regiune în care eu planific să fac targetare, ca să pot face bugetare, care să pot să fac estimarea și să văd câți oameni sunt, în general, în capacitate de analitică sau de targetare. A doua audiență despre care vreau să vă povestesc astăzi, care este must-have pentru a lua în considerație, probabil este una din cele mai importante audiențe, sunt audiențele personalizate. Audiența personalizată este audiența care trebuie personalizată. Este audiența care trebuie să o luați în considerație atunci când vreți să lucrați complex cu instrumentele voastre de marketing. Adică în cadrul audiențelor noastre, în lista noastră, vedem audiența prima, chiar este audiența personalizată, și în interiorul acestei audiențe, dacă atrageți atenția, sunt două blocuri de surse. Sunt surse personale care tu poți să le creezi, surse care sunt date de Facebook, reșeni din ecosistemul Facebook-ului. Site-ul web, activitățile de aplicație, lista de clienți, activități offline fac parte din sursele personale. Noi putem să salvăm toți oamenii care au intrat la noi pe site. Noi putem să extragem baza de date din CRM, ori Excel-ul care avem cu nume, telefon, e-mail și să-l plasăm în interiorul audienței baza de date, iar Facebook-ul va găsi acești oameni și îi putem să-i retargetăm sau să le creăm campanii de remarketing sau campanii de targetate, de publicitate pentru a face upsell sau cross-sell. Noi putem să creăm audiențe toți cei care au privit video-ul. Putem să creăm audiențe toți cei care au intrat în contul nostru de Instagram, în evenimentele noastre, în pagina noastră de Facebook, în Facebook Wi-Fi este o nouă audiență care probabil nu la toți este accesibilă, dar dacă o să vedeți atenție, este o audiență care creează audiențe pentru persoanele care s-au conectat la Wi-Fi de la afacerea ta folosind Facebook Wi-Fi. Este așa un dispozitiv foarte interesant pe care Facebook-ul dezvoltă și sperăm foarte mult să ajungă și în regiunile noastre pentru ca să putem face retargeting la audiență, spre exemplu, care a venit la cafeneaua la noi sau audiența care a intrat la noi în oficiu. Colegi și prieteni, audiențele noastre, spre exemplu, asemănătoare, o a treia audiență, audiențele asemănătoare sunt audiențele care, a treia audiență, care noi creiem în baza audiențelor personalizate, în mare parte, audiențele așa zisele audiențe look-alike, dacă ați auzit termenul în engleză, sau în română este asemănătoare. Asemănătoare. Ce primim noi în final? Ce vedem noi în final? Că avem audiențe care ne stau la dispoziție, care le putem folosi pentru două strategii. Prima strategie este analitică. Noi creăm audiențe pe care noi putem să le analizăm și să ne dăm seama cine a intrat, cine a scris, cine a văzut, cine a clicat, cine a cumpărat. A doilea element pe care îl folosim în contextul audiențelor este audiențele de remarketing sau retargeting, unde noi putem să arătăm a doua oară, a treia oară sau upsell sau cross-sell prin strategiile noastre de vânzare. De aceea,
La finalul blocului de audiențe, mai multe detalii, apropo, puteți să verificați adresele noastre, contactele noastre, pentru că comunicăm despre digital marketing foarte intens, dar până atunci o concluzie ar fi simplă. Dacă faci business, dacă promovezi afacerea ta, dacă dezvolți brandul personal, dacă lucrezi cu social media și ai un buget de minim $50 pe lună pe care tu îl investești în ads, tu ai nevoie de audiențe. Ideal este să ai nevoie de audiențele în contextul ecosistemului nostru publicitar, iar minim măcar în ecosistemul tău personal de publicitate. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până atunci, ne vedem curând cu alte videouri. Bine, spre Dumitru Talmazan, mă găsiți talmazan.md în Instagram sau talmazan.school în Facebook și vă doresc conversii, sănătate și pe curând!